Oameni buni, mai e puțin și vine weekendul, mâine, nu-i poi mâine și gata, relaxare. Așa că eu zic să și dansăm puțin, tocmai de aceea, mereu alături de noi, Simona. Simona mereu, așa o cheamă, să vină! Bună, bună! Iulica, piesa întreagă, puțin mai încolo, pentru că o să ne danseze mereu Simona. Întotdeauna. Hai, haide să luăm un loc totuși aici pe canapea. Ce bine. Dar știi că n-ai venit singură, nu ai mai venit cu o prietenă? Am venit cu Ana, mă așteaptă. Așteaptă semnalul meu, fluierul meu, ca să începem. Adică ea vine doar când dansați? Da, da, da. Perfect. Vrei să o chemăm aici? Să... Nu, lasă să mai povestim și noi. Spune-mi ce ai mai făcut, Simona. Așa, intimitate, am da, înțeles. Da, să fim doar noi doi. Povestește cum a început anul pentru tine, Simona. Nu, trebuie să începem cu altceva. Te rog. Te-am așteptat la curs și n-ai venit. La cursurile de? Da, de twerk. Exact. Dar eu twerk foarte bine. Crede-mă că stau mai bine la twerk, la tors. La tors. Te-am așteptat, s-au umplut cursurile până ai venit tu. Nu mai am loc de tine, unde? Ce facem nu acum? Nu pot să cred, deci oamenii mă așteptau și pe mine la curs? Da, pentru tine a venit, nu pentru mine. Credeai că pentru mine, adică uită-te puțin. Oameni buni, Simona e una dintre cele mai tari dansatoare din România la twerk. O să vedeți, prea drăguț. O să vedeți imediat despre ce este vorba. O știți, a fost și la România Au Talent, iar peste o săptămână pleacă în Italia. În Torino, la clubul la meu. Torino. La Torino. La Torino. Când pleci? Plec săptămâna viitoare, avem o competiție. Da. Am fost în Portugalia recent și am câștigat competiția de acolo. Medalia de aur? Da. Bravo. Îți mulțumesc. Și avem Torino, după care predau în Croația. Am fost invitată de curând, este pentru prima oară în Croația. Și apoi plecăm în Jamaica. În Jamaica? Da. Când? Este a cincea oară, așa că nu e ceva nou. Te duci ca la tine acasă. Da, exact. Perfect, dar toate excursiile astea și toate călătorile astea datorită dansului. Da. Și datorită faptului că tu, practic, ai reușit să faci, să duci dansul ăsta la un anumit nivel, încât, iată, câștigi premii prin Portugalia și nu numai. Da, dar cred că asta am vrut să fac de la bun început. Adică să faci ceea ce-ți place, nu? Și da. Să faci bani din ceea ce-ți place și totuși să și călătorești, it's... Nu? E, e ceva, cel mai important, ceva da. Mișto. Dar cum te-ai apucat tu de dansul ăsta? Nu te-ai apucat, de exemplu, de blues sau, sau de tango? Nu cred că am corpul pentru așa ceva. Nu știu, fesierii mi-au zis, băi, trebuie să faci ceva cu treaba asta. Adică trebuie să-i miști. Pentru că da, dansul ăsta, asta înseamnă twerk, înseamnă să te miști foarte mult din fesieri. Da, trebuie să crești mușchiulețul de aici și să-l pui la treabă. Și tu când ți-ai dat seama că ai mușchiulețul făcut pentru așa ceva? Muzica m-a ajutat. Drumsurile, știi? Toba adică la respectivă. Un moment dat, când auzeai muzică, simțeai da, că se mișca singur, să, se mișca singur, să știi? Danseze. Da, tango-ul nu m-a mișcat așa tare, nici hip-hop-ul nu m-a mișcat așa tare, nici house-ul, house dance, că am trecut prin toate, dar când am dat de afro și dance-ul, am zis, ok, asta e viața mea. Asta e viața. S-a mișcat singur, n-am ce să mai fac. Simona, mereu, oameni buni, dacă o mai ține mult, o să vedeți că începe așa să facă aici pe canapea. Inevitabil. Pentru că încep mușchiuleții să se miște. O găsiți pe Instagram chiar așa, Simona, mereu, da? Da? Mereu, Simona, invers. Mereu, Simona. Și acum... Facem o demonstrație să le arătăm fetelor cam la ce să se aștepte când vin la cursuri, înaintea ta, evident, că tu nu mai vii deloc. Dar numai fete vin la cursuri sau vin și băieți? La torc vin doar fete. Dar asta era special pentru tine, veneai acolo, aveai o... Da. Sau nu? Când mai încep cursurile? Joi, chiar astăzi. Astăzi este joi, nu? Astăzi? Iată. La ce ora? La ora 9. Ciucă, la 9 mergem la cursurile de twerk. Ești pregătit? Sau tu te duci la... Eu am antrenament. Îl trimitem pe Nicolaina. Vii cu mine, Nicolaina? Da, cum mă, nu vin eu. E și castofonul cu noi? Tot ce vrei. Bravo. Perfect. Vă aștept. Vă țin minte. Ana, let's go! Ana venea de acolo, mă, eu mă uitam după ea în spate. Bună, Ana! Ana, și tu profesoară sau tu elevă și... În devenire. În devenire? Da. Deci ea e ucenica ta. Exact. Ea e ucenica ta și tu cum te-ai apucat de twerk? Păi tot, mai mult prin ea. Adică ai văzut-o pe ea, ți-a plăcut de ea și ai luat legătura cu ea și ați început să dansați? Făceam dancehall, nu chiar twerk, dar când făcea ea, făceam și eu. Perfect. Atunci dacă făceai aia, făceai și tu și există această chimie, eu zic fetelor să dansați, Ciucă, pregătiți-mi și mie un loc la voi acolo. Fetelor, vă iau microfoanele, le spunem celor de acasă că în seara asta, după emisiunea noastră, continuăm cu știrile Pro TV și ce spun românii, iar noi ne vedem mâine la ora 3. Până atunci am aștept pe contul meu de Instagram, Cătălin Măruță, Bifa Albastră, dați follow, ne împrietenim, stăm de povești și dacă intrați și pe TikTok, foarte bine, pentru că facem și 2-3 TikTok-uri, le pregătim. Iar acum dăm drumul la dans. Simona mereu și mâine la ora 3, vă aștept!
be me dandada. And you know say me love you like the way to me grab her. So just make it official, I'll win it is one another. Hey boy, it's if you do it, why do waste your time? Put on the ring, give me why if you wife me. What the fuck, make with your love tonight. And just give me the wickedest grind. Hey boy, it's if you do it, why do waste your time? Put on the ring, give me why if you wife me. What the fuck, make with your love tonight. And just give me the wickedest grind. She fuck on it, like me fuck on it too. Fuck on it, girl, see me fuck on it too. Say she fuck on it, man, me fuck on it too. I fuck on him too, I rock on him too. Say she fuck on it, dress on me fuck on it too. Fuck on it, the TV fuck on it too. Fuck on it, TV me fuck on it too. I fuck on it too, I rock on it too.